Victoraș Astafei a surprins conducerea Fece Botoșani cu obiectivul pe care și l-a propus cerându-i președintelui Cornel Schweizer să-i fie trecută primă de obiectiv în cazul în care Fece Botoșani va deveni campioana a României și de câștigarea Cupei României. Astafei este singurul jucător din lot care a cerut o astfel de primă. Chiar dacă l-a luat prin surprindere pe Cornel Schweizer, el crede că în fotbalul românesc orice e posibil, orice se poate întâmpla, explicând că au câștigat în trecut titlul echipe care nu aveau acest obiectiv. Victor Așa Safte a avut oferte și de la alte cluburi din țară, însă a ales Fece Botoșani pentru că există stabilitate, dar și pentru că antrenor este Leo Grosavu. Spre deosebire de coechipierii săi, fostul fotbalist al petrolului Ploiești a ales să vină la stadion cu bicicleta, spunând că a făcut acest lucru pentru a se orienta cât mai ușor și a se acomoda cât mai repede cu orașul despre care a avut numai cuvinte de laudă. Îmi place Botoșaniul, e totul verde, chiar e frumos. Au fost cuvintele lui Victor Așa Stafei.